pentru mâine va fi un meci capital pentru noi. Extrem de important. Așa cum va fi și următoarele, dar vom începe cu cel de mâine. Ne dorim foarte, foarte mult victoria și sperăm să o și obținem. Trebuie, altă variantă nu avem și nici nu luăm în calcul. Sperăm foarte tare să publicul să fie alături de noi, să ne încurajeze așa cum am făcut-o și până acum și să-i răsplătim pentru tot sprijinul acordat. E esențială victoria în meciul de mâine. Fără o victorie, fără puncte, mâine mai ar mai fi șanse după aceea? Sau e jucat așa cu sabia de-asupra? Capitală. Da, e foarte, foarte esențială. Șanse, noi considerăm că, adică până în ultima etapă o să sperăm și fiecare meci pentru noi de acum înainte va fi capital. Nici jocuri indirect nu văd că nu voi mai ajută pentru materie. Da, din păcate. Așa cum în tur am profitat cumva de șansa asta, adică am profitat de jocurile indirecte cu și am la puncte. Acum sperăm să jocurile directe cu contracanditatele noastre să luăm puncte de data asta. Legat de meciul de mâine, într-adevăr, dacă nu se câștigă, s-a cam terminat treaba din cauza că nici cu punctele care, să spunem că le-am putea câștiga în continuare, n-am mai putea scăpa de retrogradare. Dacă reușim să, eu sper să câștigăm, dacă nici cu Rapidul nu câștigăm, am cheltuit banii și sudoare și de toate anul 2017-2018. Dacă câștigăm cu Rapidul, chiar și așa va fi foarte greu, pentru că cum spuneați, legat de meciurile indirecte, vedeți că se fac fel de fel de aranjamente și treaba e destul de complicată. În principiu, eu zic să o luăm cu pași mărunți și fiecare meci trebuie luat atunci când vine și n-are sens să vorbim de ce va fi. Deci meciul de mâine cu Rapid București trebuie câștigat. După aia vom vedea ce se întâmplă, pentru că vă spun, depindem foarte mult și cred că știți la fel ca și mine de alte rezultate ale echipelor cu care suntem în competiție la evitarea retrogradării. Te referi la evitarea retrogradării directe? Da, la evitarea retrogradării directe, da. Deci suntem clar în competiție la ora actuală cu singura echipă care mai putem și care, pe care trebuie să o depășim este Clujul. Restul e foarte greu. Slatina deja are 17 puncte, poate să facă 23 liniștit, 23 de puncte. Slobozia la fel, 16, mai au și niște meciuri destul de accesibile. Important e ca noi să câștigăm, v-am zis, meciul de mâine. După aia, ce urmează, să vedem în continuare. Elena, cum vezi lupta asta de salvare? Tomorrow is one of the most important game for us and we need the 3 points. I know that we can do it because we have some good atmosphere in our team and we should not have any excuses. We believe in us. I know that our fans believe in us. I know that we'll have good atmosphere tomorrow and everything it will be on our side. As I said, we need these 3 points to move from that line, if I can say that. We must stay calm and to make some good game. And I believe in our defense and we will make a good attack. We had a little bit problem in attack, but I know that in this game we will not have that problem. Tu aveai niște probleme de sănătate. Ești bine? Yes, I am
now and we prepared for this game. We had a little bit injured in the last 2 weeks, but now I feel good. I really feel good, so I will give the best. Iria, cum reușiți să vă mai motivați, să vă mai ridicați și vă atât de multe lucruri, și meciul este în ultima secundă, ultimele secunde, ultimele 5 minute, noapte, în mod normal, au efect dărâmător, să spun așa. Da, și chiar ne afectează. Și să vă ridicați, să chiar ne afectează și e foarte, foarte greu. Singurul lucru care ne dă așa încredere e faptul că noi chiar am făcut meciuri foarte bune, începând cu meciul de la Brăila. Chiar ne-am luptat și asta chiar ne dă încredere. Faptul că atunci când intrăm în teren dăm tot ce e mai bun din noi și poate puțină neșansă sau nu știu pe ce să dau vina, nu reușim să luăm cele 3 puncte. Lucrul ăsta ne motivează foarte tare, pentru că știm că muncim și arătăm că se poate în multe momente ale jocului. Deși e foarte, foarte greu. Atunci când știi că lupți 60 de minute și când se termină meciul, nu reușești să iei niciun punct. Sunteți bine toate jucătoarele? Aveți probleme? Din punct de vedere fizic, da, suntem bine, mici probleme, mă rog, care sunt inevitabile într-o echipă și când ai meciuri de asemenea încărcătură și greutate, sunt dureri, dar nimic ca să... foarte grav. Știu că e și o problemă, că ați fost accidentată și tu și Daciana și practic n-ați avut... Ați avut timpul necesar să vă aduceți recuperat. Deci ați trebuit să vă recuperați prin joc. Da, noi, eu și cu Daciana, într-adevăr, am trecut printr-o operație și recuperare destul de lungă, dar, mă rog, a trecut ceva timp de atunci și, într-adevăr, meciurile ne-au ajutat foarte mult să ne revenim. Zic eu cum s-a făcut, pentru că sunt niște echipe care chiar dacă au fost și sunt favorizate de, trebuie să fim conștienți, de, până la urmă lumea ce de federație. Acum nu știu dacă neapărat de federație, dar e clar, toată lumea se referă la Slatina. Încă mai sunt două, trei etape care trebuie câștigate. Altfel, e complicată treaba chiar și pentru Slatina, pentru că e vorba de Slatina și toată lumea a văzut ce se întâmplă. Nu, cred că deocamdată nu. Asta s-ar putea să fie și avantajul nostru pe undeva, pentru că parcă mâine joacă Clujul cu Slatina. Deci, din punctul meu de vedere, ideal ar fi să câștige Slatina. Nu știu, când îi dă la televizor. Deci, din punctul meu de vedere, ideal ar fi să câștige Slatina, atunci Clujul, în condițiile în care noi trebuie să câștigăm, ar rămâne cu 14 puncte. Și chiar dacă mai are meciuri acasă, tot așa, raportăm la faptul că noi am putea câștiga cu Clujul și eventual să mai încercăm să câștigăm cu Bistrița sau cu Vâlcea, Clujul n-ar putea face 21 de puncte. Deci ar ajunge maxim la 20. Și în cazul ăsta ar fi retrogradare direct. Cam așa văd eu varianta optimistă. Varianta pesimistă, Clujul câștigă și cu Slatina, și cu Brăila, și cu, nu știu, mai au echipa acasă și fac 23 de puncte sau 24 și nu mai pot fi ajunși. Nici Slobozia nu are totuși un program treabă. Da, Slobozia au și ei la Cluj, dacă nu mă înșel, mai au acasă cu Slatina, parcă se lovesc între ele la un moment dat. Dar și Slobozia are 16 puncte, deci nu le trebuie... Cu două victorii Slobozia trece 22 de puncte. Situația financiară la club? La noi, la club, la CSU, nu sunt probleme. Noi tot ce a fost de rezolvat în ceea ce privește echipa s-a rezolvat. Problema este legată de banii care trebuie să vină la primărie, pentru diferența de salarii care
Știți foarte bine, datorită legislației și a necunoașterii legilor, atât de către cei de la primărie și atât și de către cei care sunt întrebați legat de cum se poate rezolva problema, sunt întârzierile astea de 3 luni care nu pot fi evitate deocamdată. Deci, în ceea ce privește CSU, mai mult de ce se face, nu se poate face. Deci este la maximum, maximorum. Cazare, masă, transport, indemnizație, alimentație. Acum, fetele sunt de apreciat că se luptă pe burta goală, într-un fel. Sau pe jumătate, 3/4 din burtă, că mai au ceva acolo. Important e că au înțeles că o să primească banii, o să-i primească, deci nu se pune problemă. Totul, până la urmă, depinde de ele. Noi, care suntem pe lângă, facem tot posibilul să fie bine, da. V-am zis, mă jucăm noi. Mai sunt întrebări?